PNL desfășoară o amplă campanie de strângere de semnături pentru președintele Klaus Iohannis, care candidează pentru un nou mandat la Cotroceni. Obiectivul declarat al PNL este să strângă peste 2 milioane de semnături, cu mult peste cerința legală de 200.000, semn clar că președintele Klaus Iohannis are cea mai puternică susținere dintre toți candidații pentru Palatul Cotroceni. Vineri 20 septembrie, Klaus Iohannis este așteptat să-și depună candidatura pentru un nou mandat de președinte al României la Biroul Electoral Central, unde va fi însoțit de mai mulți lider și susținător din PNL. Campania de strângere de semnături presupune dialogul voluntarilor PNL cu românii, liberalii explicând de ce candidează șeful statului pentru un nou mandat. Voluntarii PNL au discutat cu cetățenii și au strâns mărturiile acestora într-o radiografie a așteptărilor lor. Klaus Iohannis este văzut ca un adversar al politicienilor PSD, care, prin legile votate în Parlament, au contribuit la eliberarea unor infractori. Românii sunt conștienți că președintele Iohannis a fost un adversar eficient al PSD, garantând drepturile și libertățile fundamentale, precum și promovarea unor legi juste. În alte cazuri, a cântărit prestația șefului statului în materie de politică externă. Mulți dintre cei care semnează pentru Klaus Iohannis sunt întreprinzători particulari care invocă speranța normalității. Unul din motivele invocate este seriozitatea de care dă dovadă actualul președinte.